Mergeam sare, fără o mașină. Da, eu merg în calitate de sfătuitor. Merg în calitate de sfătuitor, că omul are bani de cheltuit, ca așa e când ești vedetă internațională. Da, o sărăcie fake. Și noi ne-am întâlnit aici, că așa se întâlnesc vedetele pe autostradă. Noi mergem să vedem un Jeep, din păcate, nu e Toyota. Din păcate nu e Toyota. Mergem la Cărăraș să-l vedem, să-l mirosim pe omul care o vinde. Să din vedem. Câte ne-am dat noi seama, omul este un samsar. 100%. Merge cu racheta asta. Ce, tu conduci? Da. Mamă, el conduci. Că ți-e sufletul tău. Vine să vă ia cu mașina, săriți hai, direct în mers. Haide! Iași, curaci! Știi ce a zis bunicul înainte să moară? Curaj! Puneți-vă centurile! Nu e liber dreapta? Uităm la TJ-ul ăsta, că la TJ-ul chiar nu mă pricep deloc, zero. Nu, frate, zero. Nici eu. Nu mă pricep, dar mergem, o luăm pe bește. Deci trebuie să avem grijă la șasiu, că acolo sunt probleme unde oamenii zic: "Doamne, are șasiu rujint, e jale." Eu nu consider că e jale, că poți să pui petic, poți să sudezi, să pui, să faci, să treci. Acum depinde de pretențiile noastre când cumpărăm mașina asta, al cărui preț e bun, cred, sper, habar n-am, ai negociat prețul, bă? Un anunț a pus 14.000. Cât? Stai un pic, stai. E o plecare, okay. Nu o să-i dăm atâția bani. Mai mult de 9.500 nu-i dăm pe ea. Așa, start, agresiv te duci? Da, nici nu discut, păi caut, nu dăm papură. Dacă cumperi o mașină care arată foarte bine pe dedesubt, adică e vopsită, terosonată, aranjată și așa mai departe, ar n-ai... putea fi bine întreținută sau ar putea fi ciorănită. Da, și atunci tu nu știi ce e dedesubt, o iei de bună și după câteva luni se surpă construcția, că na, asta e, n-are cum să țină. După aia ne uităm dacă se autogresează pe dedesubt, adică dacă curge ulei de pe diverse locuri. Și mergem cu ea, îi facem probă de drum și dacă ne place, o luăm. Dacă nu, mai căutăm. Bă, asta nu știu. Eu sper să nu dăm de vreun samsar de la urâtă. Eu sunt foarte optimist că încape, pentru că l-am văzut că intră în mașini mult mai mici și sunt foarte optimist din punctul ăsta de vedere, plus că mașina mai are un avantaj, este și cabrio. Deci dacă nu încape, tot încape. Îi luăm bikini top de la și o să aibă o gâlmă pe partea șoferului. Că 1000 de vizualizări înseamnă 14 lei și el a făcut 180 de milioane de vizualizări. Câți bani a făcut? Asta e întrebarea. Da, trebuie să schimb zerourile de la, știi? Să, câte zerouri sunt la milion, să le pun la ăștia 14 lei și să vedem câți bani a făcut. Cred că a făcut 14 milioane. N-avea cum să facă 14 milioane din 180. Câte vizualizări a făcut? 118. 118 milioane. 118 milioane. Deci eu zic 1.400.000 de euro. Într-un calcul băbesc. În lei ar fi 1.652.000. În lei? În lei. 1.600.000. Cam puțin. Împărțit la 1.000. A ieșit pe minus, mă, frate. Dacă a făcut 350.000 de euro și l-a dat premiul 500.000. Da? Nu știu, eu nici cu matematica eu n-am. Eu la matematica de senam. 1.659.000. Da, în România. În România. Dar România, el e în America. Okay, okay. Adică de 7 ori mai mare. Wow. Deci 7 milioane de lei, în parte 7 milioane 300 de euro. Oh. A făcut bine. De dolari doar săi, doar din asta, dar sigur am parte. Mai avut și sponsor, a zis. Și partele, păi te pup. Deci eu m-am făcut un clip. Deci m-am făcut un clip și a făcut profit 2 milioane de euro la clip. Nu mă, că a dat 500 de mii la premiu. Bine, m-a făcut 1.500.000, iată. Mai fost că eu cred că producția a costat 1.000.000. Nu pot să, nu pot. Un milion și ceva. N-am nici cum să mă depășească mașina asta, nici dacă e ultimul lucru pe care mai facem în Jaguarul ăsta. Bă, ce faci, mă? Bă, stai, eu spun ca să știi, eu nu pot, nu pot să fiu depășit de mașina din spate, nu am, pot, nu am cum nici de bun. Continuăm, poți aici, nu? Merg aici cu 80, merg. N-am mă cum nici de bun. Da. Și mergem aici, și pe strada 20. De când ne așteaptă băiatul acolo la poartă, știi tu? Da, el e, 100%. Mie începe să-mi fie frică. Am câțiva, n-am mulți. Sigur. Să trăiți, știți pe un băiat cu jeepuri? De Audi ăsta doar a intrat în curtea dumneavoastră. Mersi frumos. Păi ce căută noi aici, mă? Uite, bă, jeepul. Tu l-ai găsit, mă, anunțul. L-ai găsit, de bunule. Uite câte mașini are în față. Are bani. Nu
Cum mai claxona, mă, că ies ăștia, poate zic că e... Să știe, mă, că am venit. Da. Hai, uită-te tu, prim. Că pe mine mă vrești de rus. Ce an e mașina? E ultimul Jeep, bune, care s-a făcut. După aia i-a preluat Fiat-ul. Vorba bine. E ultimul Jeep, bune, nu? Da, da. Că e pe bune, pe acte. Pe serii, pe nu știu ce. Hai să-l la motor. Să că e mai simplu aici, nu? Să începem să mergem așa. Opa. Are și siguranță? Asta e un lucru bun. Nu mi-a sare capăt, am mers. Nu, dat, am bun. Uileu. Are opritor de la? Sus. Uite aici, da, frumos. Trage tare. Ding. Bun, arată rău doar că e murdar. Și cu niște rugină pe aici, pe la galerie și pe la asta, da. Niște ulei pe acolo, să nu așa. Da. Zic, are pe acolo niște ulei pe la casetă, pe la... De la senzorul de presiune în casa de direcție. Curge prin el, e boala lor. E simplu, mă, că e boala lor. Curge prin el. Care ce l-o fac? Asta e. Asta e pe o gaură. Aia e. Se cere gaură. Incredibil. Boala de la Bace. Aha, e băgat în bord deja. Ah, deci omul, aha. Deci n-are AC. N-are. Nu are AC, e pregătită pentru AC, are radiatorul condensator. Pus, condensatorul, are ăla în bord și urmează să-i pun compresor și ce mai trebuie pentru AC. Tu asta faci? Pentru e cu AC sau fără? Nu, am luat, am vrut să fac pentru mine, să am eu AC, că mi-e cald, sunt nădușnic. Mă, dar cum? Cum? Ia stai un pic, că nu înțeleg. Dar fără lumina doar când ai deschis ușa din dreapta, adică, sau cum? Să-i cuie asta. E normal să aud așa? Da, da, e la gym, așa e. Așa face la gym, nu? Am înțeles. Ce să zic, mă, frate? Incredibil. Avarie. Da. E foarte frumoasă mașina. Doar că eu am o problemă cu modelul ăsta, eu personal. Cu ce? Mi-e foarte greu să mă dau jos. Trebuie să văd dacă pot să intru. Da, asta ar fi eu. Dă-ți ca unul spate. Te pus un pragul așa ținut, ăsta e un lucru bun. Hai mă, că intri. Are nu o să râzi, dar în loc. Cred. Are volanul reglabil, are? Păi nu-l țin. Are aici o clapet, ia. Da, cred că e surmat. Cum schimbă? Ba, în loc. Cum se simte? Ai, dai la maxim acum oare? Cutia se simte ori nu-i legată, ori țiplă. Ia, poate ai nevoie. Să avem de rezervă. Văd că are așa gaz. Ușor schimbă? Are și gaz? Da, da. Sare din viteză? Are și GPL, da. Omologat chiar. Dar o să râzi? Nu are, ce crezi? Nu. Sau nu e pentru nu spătar? E pentru spătar. Nu, dar chiar e loc. Uite omologarea de la gaz. Și ITP-ul făcut. Omologarea și ITP-ul sunt. Tu poți să faci ITP-ul la mașina asta? 2023. Uite, e făcut pe 28-12. Adică are până în 28-12-2023. Pe combinație, nu? 100%. E modul jos. Hai jos. Mai cunoaște, mai știm. Nebolit. Arată, zici că e Toyota Made în Danemarca. Pe la unele lucruri. E rugina superficială. Așa face când bașcă ea. Primul. De la rugina superficială. Dar ai o tobă aici, ce-i cu toba asta? Da, da. Da, ai, nu? Ce talent! Dă-i și capul tău! Ce faci? De ce oprești? De ce oprești? Nu oprești tu? Nu oprești tu? A. Cât vrea pe ea? Nu are chip în ea. E doar făcută doar pentru cheia de pornește. Ai pornit cu cheia greșită. Cheia fără immobilizer. Că avem două, adică ce ai o cheie care pornește și una care deschide ușile? Da. Incredibil, a fost. Nu. Ambele deschid ușile. A fost furat. Ambele deschid ușile, dar doar una pornește. E posibil să nu fi fost furat. Da, mă, e ok. De aici a prins lumina, dacă îți vine să crezi. Dacă îți vine a crede. Ca la BMW 30. Nu, nu, de aici a prins luminile, nu e șocul. Dar ție-ți place pe vechi așa. Da. Vrei.
Ce avem aici? Comenzi pe volan, ok? Nu, sunt alea suplimentare. Suplimentare, da, da, da. Pentru asta. Așa, deci ne dă o navigație și din tot aia. Pui și aer condiționat în baniște? LED bar-ul și luminile laterale. Proprietarul a fost de acord să filmăm, dar cu condiția normală să nu apară, să blurăm. Dar nici nu are ce să apară, că cum asta face. Am intrat puțin la toaletă și mai are, uite, se vede de aici, întoarce camera un pic. Mai are un Jeep și ăla bușit în garaj, un Wrangler. Ceva mai nou, dar și ăla se vede că e cu sârmă, cu alea. Passatul ăsta de aici și ăsta tot de vânzare, mai are încă un Audi la poartă și ăla tot de vânzare, dar e lui în Samsung. Mașina a pornit, dar cred că a fost pornit acum 20 de secunde, înainte să ajungem noi. A pornit ușor. Dacă stătea de un an, nu porne. Dar ce, pe la punț, pe la asta te-ai uitat? Nu, acum mă bag, eram curios la motor și la interior cum e. Am luat-o la vreo combinație, la vreo ocazie, la vreo nu știu ce. Hai să se apucă de off-road, nu s-a apucat și acum îi dă brânci pe 5.000 profit. Știi ce să-l întrebi? Dacă el e proprietarul în acte, că v-a arătat niște foi acolo, dar nu știu dacă el era. Tot insista că e GPL-ul omologat. Da, păi de-asta zic. De-asta zic. La aici curge ceva din ea sau? Condel din tobă, că toba se termină acum. Condel din tobă, a? Da. Da, ai dreptate. Da. Pulisanta aia de la Cardan o mai gresăm și noi sau? Ar trebui gresat, dar nu. Mașina stă de un an de zile. Stă de un an? Da, n-am mai putut nimic. Am înțeles. Am maripă, nu o să o schimbăm. Și asta? Și aia. Sunt noi toate. Deci se rezolv. Da, da. Te un lucru bun. Mișto amortizorul de direcție, frate, că se vede de cine e făcut. Adică aici unde a avut sticker-ul, săracul l-a protejat, știi, de intemperii. Așa. Unde mai bine puneau sticker peste tot. Da. Trebuie totul desfăcut și vopsit. Dacă vrei să arate impecabil și să faci mașină de show, dacă vrei doar să o folosești, ea merge și așa. Nu e o problemă și pentru că arată așa, putem să tragem la preț de la fraier. Firele alea acolo la prag așa? Mi se pare și mie că sunt, zici că le-am pus eu. Păi poți să zici, nu să zici prietenilor tăi că le-ai pus tu. Păi le-am pus eu. Băi, mi-am pus niște lumini. Și multă rugină, voi, nene. Băi, e multă rugină. E, da, e că e nevopsită. Băi, e multă rugină. Asta e ce vorbeam, dar uite, vezi, șasiul nu e. Adică nu e, știi? Nu e umflat, nimic. E doar așa. Asta e, dar nu este, e de suprafață. Așa zic toți. Dar da, e de suprafață. Vii cu mine aici când fac eu, faci și tu. Nici o zi fără, nu? Nici o zi fără, da. Păi dacă vrei să fie țiplă, trebuie să faci în continuu. Nu. Din păcate n-am găsit soluția să faci ceva și să țină forever. Din păcate. Aia e nou. We have it new. Păi trece degetul pe aici. We have it new. Dar unde e mai ușor? Am discutat vino cu ce? Am discutat. Cucu. Și că e lightweight. Uite ce căutăm aici, mă. Lightweight. Ce să căutăm? Performanță? Asta aici cum se deschide? Are două prinderi, una jos și una sus. Asta o desface, mai trebuie să mă duc să aduc un patru ceva ca să rupă urechi. Nu, zic, doar să deschidem portbagajul. Hai să mă duc să aduc un patru. Deci ca să deschizi portbagajul, trebuie să deschizi o urechiușă și mai are încă o urechiușă care s-a rupt și trebuie să vină cu patru care s-a... Te uiți la anunț, totul e impecabil. Negociem aici când veniți, că e totul e țiplă. Mașina e țiplă, full cu piele. Stă de un an mașina, s-ar putea să avem un problem aici. Am alte prindere aici, din alea click-clack, dar n-am avut timp să le montez. Da, lovește un pic. Uite multe sunete original. Da, nu. Așa am luat-o și eu de la fost proprietar. Există o bară făcută pentru Jeep care se pune sus pe roll cage, dar n-am mai ajuns acolo. De când ai mașina tu? De vreo 2 ani. 2 ani și 2019 din primăvară. Nu înțeles. Nu în cameră. Acum
A, vreau să vă dau mașina cu toată inima dacă vreți să o luați. Adică nu vreau să vă păcălesc. Vă știu și de la televizor. Mă uit la emisiunea. Mama e mare fan. O să vină și acum. O să aducă niște gogoși ceva, dar... Na, nu vreau să credeți că vă păcălesc sau ceva. Mașina e mințile ei. Ruginite mințile. Mai are rugină, că na, a stat un an de zile. Nu s-a întâmplat nimic cu ea. N-am mers, n-am mișcat-o. Nici ITP n-am avut. Acum i-am făcut ITP-ul. Na, am mai ruginit pe aici, pe acolo. Overfender-ul ăla spart. Doamne, dar ce-am râs cu overfender-ul ăla. Nu o să vă vină să credeți ce-am pățit. Eram în centrul orașului și dintr-o dată, din dreapta, vine un porc mistreț. Dar ce să caute un porc mistreț în oraș? Și a sărit și mi-a spart overfender-ul. Păi ce să fac? Unde să mă duc? La poliție? La cine să mă duc? A rămas așa și mi-am cumpărat altul. Ce părere ai de mașină? Cabral nu cred că a mai avut mașină de off-road. Ne înțeleg fața aia plouat așa, da? Nu, eu nu sunt dezamăgit de ce am văzut. Rugina de sub chiar este rugina de suprafață. Eu, din experiență, pot să zic că mașinile mele, dacă odată pe an nu le curățam pe dedesubt și le vopseam, așa arătau, pentru că asta se întâmplă sub mașină când mergi prin teren, nu neapărat teren accidentat, când mergi pe stradă cu ea, plouă și așa mai departe. Cu siguranță mașina a făcut off-road. Nu există, n-a făcut off-road cu blocanți, cu suspensii, cu la-la-la, lululu, n-am. Zice că n-a făcut el, poate a făcut alții înaintea lui. Cine m-a luat nici aici unul? A făcut ăla. Nu cred, mă, frate, nu. A făcut 100% mașina off-road, dar asta iarăși pentru mine e un lucru rău, că nu cumpărăm o mașină nouă, cumpărăm o mașină second hand. Este foarte important când cumpărăm o mașină second hand să știm ce cumpărăm. Să știm ce cumpărăm, adică să știm care e nivelul de investiție la care ne băgăm. De-aia și zic, ai aer condiționat? Păi am, dar îl pun. Păi îl pui tu sau îl pun eu mai departe? Deci nu îl pun eu, ok. Ai aripa asta? Am aripa asta, o schimb eu și overfender și zice, ok, bun. Ai. Bun, mergi cu ea, vezi, bă, cam troncăne, cam boncăne, cam nu știu ce, nu m-aș băga, există riscuri să se întâmple, să se rupă, să cadă, să nu știu ce. Bă, oricum trebuie să băgăm niște bani, oricum trebuie să o faci cum îți place ție, că nu o să o iei și să o lași așa, nu? Trebuie să o personalizezi, să o fac cu galben, cu cabral, e colorat, vrea cu interior, cu, na, nu știu, habar n-am ce-o vrea el. Păi bine, nu mă dezamăgește mașina. Deci cât de corect te anunț? 80%. Adică, na. Cât, eu am învățat față de cât cere el, cât merită mașina. 9500. Față de 14.000. Dar acum nu poți. Tu știi că mai ales când cunoști piața și lucrurile și așa, vrei să obții cât mai ieftin, iar cel care vrea să vândă cât mai scump. Iar treaba cu sinceritatea, vă spun din propria experiență că dacă ești foarte sincer, nu vinzi. Nu vinzi, oamenii nu apreciază sinceritatea. Toți știm că e o minciună, dar e o minciună de asta acceptată de societate. Ca să... mă tot închinui să văd ce scrie acolo deasupra obiectivului tău. Tilta, n-am mai văzut până acum. Ți-ai pus ăla nou acolo? Nu, e vechi. E vechi. Da, asta e părerea mea. Acum așteptăm să vedem proba din traseu. Ține foarte ăla. Sus ambreiajul, de ce? E nou. N-are 3.000-4.000 de km. Am poze când l-am pus, când l-am montat. Mai?
ce pui în el. Te rog. Ți-a prins blocantul, ți-a cuplat blocantul. De pe acum? Are un jum, e autoblocant cu sistem de lat, torsen, și trebuie să se învârtă roata o jumătate de tură, tură, ca să se blocheze. Ai piese de rezervă? Am piese de rezervă, am două planetare față, am alt suport de troliu, nu știu, sunt multe piese, toate piesele pentru aerul condiționat. Mai sunt multe piese. Mașina nu-i rea, mașina merge. E submotorizată, na. Dar știam asta înainte să venim încoace. Cutia schimbă. E ok cutia de transfer. Și aia e cum trebuie, e cam, e mai wobbly decât mă așteptam eu. Mult mai wobbly decât mă așteptam eu, dar ea merge așa. Sunt îngrijorat la cum arată, că e neîngrijită. Tu oricum o faci cum vrei tu după aia, nu? Păi da, pe bani. Păi, da. Totul faci pe bani. La rugină, da, da. La rugină e muncă brută și dă-i perie, dă-i grunt, dă-i... Am întrebat și pe Daniel în testimonial, așa. Cât la sută din ea nu-ți e mașina? 50%. El era mai optimist. Mai optimist? Așa, pe mine nu mă supără că e cum e. Ce mă deranjează este că e mult mai mult de muncă pe lângă ce avem deja. Asta e, iar ăsta, Samsaru, el așa pozează în băia bună, în vai ce, așa, că mai am piese, mai am, dar când a fost, m-am întrebat ce piese, mi-a zis că are două planetare, dar parcă nu sunt noi, și mai are nu știu ce, n-are nimic. Știi, da, multe piese, mult, am patru ventile, am două coșuruguri. Pe mine mă îngrijorează aia, că ți-a zis că te ajută el să spună aerul condiționat. Aia, păi asta știi cum e. Înainte odată ce să ai dat banii, ia. Ăsta a luat mită. Eu am fost cumpărat. Băi, e foarte băbuni. Mașina? Da. E Jeep. Adică, ce înseamnă wobbly? E wobbly rău, nu faci... N-ai să gândim de 50 de metri drept, fără să... Băi, de la munte și la mare. Da. Păi e de la asta. Hai mă, să-i faceți o ofertă băiatului și dacă vrei să o iei, dacă nu... Are joc! Hai să facem o ofertă. Un articulat? Ce? Ce vrei? Ce? Ce? E Jeep. Că ești cozacul. Așa nu. Deci, zici tu ce-am stabilit? Da, asupra prețului? Sau zici tu că... Nu vă vrem mai unde ai. Vă vrem mai unde ai. Este mai pe zinia. Uite de cabine. De cabine. Mulțumim pentru băuși. Foarte bine. Minima m-a adus băuși. Îi dea Dumnezeu sănătate. Mi-au și foame. Legat de bani? Așa. Mașina nu are legătură cu anunțul. E anunțul de la altă mașină. Pozele sunt făcute înainte de anul ăsta, de asta mașina. Știi? Mașina a stat un an de zile, pozele sunt făcute înainte când eram eu hotărât să o vând. Nu putem să dăm 4 jumate pe mașină niciodată. Am zis că e negociabil. Da. Da. Noi propunem lume. Cât? 1200. De la 14 la tot ce, la ce te-ai gândit de la 14? De la 14? Mm-hmm. 12 jumate, 12. Tu știi că nu o să dai. Cum adică? Da, mă, știi, erau 4 oameni care se băteau pe ea, aruncau cu bătura. Așa, că mașina asta o să dea mult mai scump dacă mai ții una. Nu mai, vânzările de second hand au scăzut cu 38%, zic eu. Dacă vrei... M-a omorât, m-a distrus, mă scuze, zic. Alo. Da. Da, de vânzare, da.
14.000 anunță dacă te interesează o... E mare. Care e pe afară, bă, de sună? E unul care... Mai vine unul să o vadă. Hai să vină, că l-așteptăm. Ia de telefonul să vă mă cine te-a sunat. Ia, mă, hai. Ia, mă. Nu l-a sunat nimeni. Dar nu asta e ideea. Care-i bine? Să vină. Să vină că noi l-așteptăm. Să vină că noi l-așteptăm. Prostă, mă. Bună manevra. Stai, mă, stai, mă. Bună manevra. Bună manevra. Ia mâna de gogoașă. Manevra e felul următor. Am venit să luăm mașina pe bune, dar de la Paul. Samsar nenorocit. Ai văzut? Da. Incredibil. Ai dat pe tine și o să zică oamenii că nu e zahăr. Gogoșile-s bombă. Paul e combinator? Da, mă, nu, că eu v-ați mâncat. Oprește-te, Marius. Nu am bine nimica. Marius, ești gras. Încă și pe... Fii atent cine vorbea. Face și probă pe asfalt sau? Ce? Face și probă pe asfalt? Da. E, îmi pun numele. Da, ca să vedem dacă e în stare să meargă și drept. Bă, frate, cu punte pe față e... Cum să spun eu, nu merge ăla de 250.000 drepte. La final, concluzia este... Nu, la final, concluzia este că pe bugetul tău iau o mașină pentru tine. Are 4 locuri. 5. Da, știu. Mamă, ce-i pomit. Da, e bine. Băiatul e sexy. Da, așa mănânc eu. Bun, hai să, să mânc. 6. Să rămână. Să rămână. Mama, ia cu gogoșile. Să rămână. Mulțumim frumos pentru gogoșile. Să rămână. Pe rapid. Cam, n-am înțeles ora de la tine bine. Foarte bune au fost. Am înțeles că plecați la 2 și cam rapid trebuia... E ora potrivită. Sunt foarte bune, stați eu și doar. Trebuia... N-am mai rămas. Le-am mâncat, adică nu... Nu, că eu deja mi-am imaginat de mai devreme cum o să vină Cabral și o să zică, bă, deci vreau așa... Puntea față sablată, tendoanele, puntea spate și toate astea ce vezi tu pe aici. Paule, le vreau vopsite așa frumoase. De asta am vorbit deja. Ați vorbit deja, nu? Ha, da, bă, se fac, mă. Normal că se fac, toate se fac. Se fac. Eu, deci fii atent, eu aveam de gând să vopsesc puntea față, puntea spate, să vopsesc pe dedesubt toate astea, înainte să-mi zici tu de ea. Dar vreau să o termin pe asta și după aia o băgam pe aia în lucru. Înțelegi? Mm-hmm. Asta era planul meu. Du-te, mă, dracu. Și după aia, și după aia în primăvară sau în vară sau în toamnă, când începea sezonul sau de off-road, așa, s-o dau pe 15.000. Cât oferi? 18. O dau 19. Gata. Și tu îmi dai 20% din așa și 10-2 eu lumare. Și aia e. Tot planul de la Stax a fost să facem YouTube, să ajungem la 100.000, să ne caute Cabral și pe aia să-i vindem un Jeep la suprapreț. Asta e tot planul de 5 ani. Aici am vrut să ajungem la Călăraș. Stai, mă, că nu mai... Hai, mă, facem și noi outro. Outro. Acesta a fost episodul pilot despre cum să îți cumpere o mașină neagră. De ce ne-a? Iar dacă aveți pretenția de la mine să fiu serios în filmări, eu nu pot să fiu serios pentru că sunt neserios. Praf. E atât de simplu. Da. Când zic că vin la 12, vin la 2. Ai prins-o? Ai prins-o? Da, mă, că azi a venit bine. Azi a venit bine. Azi a venit, da. 12.45.